Doctorul Marius Uscatu este ortopedul român pasionat de chirurgia antepiciorului, care s-a supra-specializat în Franța. A furat secretele meseriei de acolo și s-a reîntors în România, unde a deschis practic drumurile acestei supra necunoscute la acea vreme la noi. Are peste 17 ani de experiență exclusiv în chirurgia antepiciorului și a operat peste 2000 de monturi halus valgus în România, majoritatea extrem de severe. Pentru că este nevoit adesea să corecteze eșecurile altor intervenții, l-am întrebat cine este cel mai în măsură să trateze corect monturile halus valgus. Specialistul este categoric ortopedul. Nu este o problemă de chirurg de chirurgie generală care nu are experiența necesară, nu este o problemă de chirurgie estetică pentru că nu au competența necesară și nici dreptul de a opera asemenea deformații. Specialistul este ortopedul. Preferabil un ortoped cu experiență în tratarea acestor deformații. Experiență, când spun acest lucru. Mă refer la un număr de operații de cel puțin 100, 200, 300 pe an în acest, în acest domeniu, pentru că s-a demonstrat și mai ales în țările avansate, cum sunt Anglia, Statele Unite, dacă nu exersezi un procedeu chirurgical de un număr important de ori, nu ești socotit competent, nu poți să-l faci destul de sigur, destul de precis pentru pacient și cu un bun rezultat. S-a ajuns chiar în sistemul de stat, în sistemul britanic, spre exemplu, unde specialiștii sunt cotați în funcție de numărul de, de operații pe care le fac și de dificultatea acestora, astfel încât, dacă la sfârșitul unui an nu au un număr corect de intervenții chirurgicale, își pierd dreptul de a efectua acea intervenție chirurgicală, fie că este corecția unui antepii, fie că este o proteză de genunchi sau de șold. Sunt extrem de bine diferențiați, dar asta se face în cazul unui sistem centralizat. Pacientul, când vrea să se opereze de un picior, intră pe sistemul informatic al accesului, al sistemului de sănătate englezesc de stat și acolo vede sunt știu, 10, 20, 30 de specialiști care sunt cotați foarte bine pentru că au o performanță ridicată, un număr important de operații și un număr minim de complicații. Și atunci pacientul este direcționat către acești pacienți. Medicul nu trebuie să facă eforturi deosebite pentru a se face cunoscut. El este cunoscut prin sistemul de sănătate datorită performanțelor bine codificate de către acest sistem. Se numără complicațiile, câte infecții a avut, câte eșecuri, câte nereușite. Toate astea îți scad punctajul în sistemul de sănătate și riști să pierzi dreptul de a mai practica acest procedeu chirurgical. Ei bine, în România avem specialiști care să fie supra-specializați în chirurgia antepiciorului? Din păcate nu, pentru că această tendință încă nu a ajuns în România. S-au pătruns foarte puțin. Eu am făcut eforturi foarte mari în ultimii 15 ani pentru a impune noțiunea de supra-specializare și nu atât supra-specializarea cât necesitatea de a te dedica unui domeniu restrâns din specialitatea ta. Am reușit în acești ani să conving doar un singur coleg să se limiteze, să se supra-specializeze și să dedice unui domeniu și anume chirurgia mâinii. Un coleg strălucit, la care și el inițial ar fi vrut să facă toată ortopedia, ca toți și alți ortopedi să facă și proteze de șol, și proteze de genunchi, toată traumatologia. Este fabulos. Nu poți fi performant și la ora actuală s-a convins de acest lucru și este hiperperformant într-un domeniu foarte restrâns chirurgia mâinii. Dar este singurul pe care îl cunosc și care a devenit hiperperformant doar pentru că s-a dedicat unui microdomeniu din această specializare mare care este ortopedia. Dar, în ceea ce privește nevoile în România de a exista astfel de specialiști, cam de câți oameni, de câți medici supra-specializați în chirurgia antepiciorului credeți că ar fi nevoie, având în vedere numărul pacienților? Facem o comparație. În Franța, spre exemplu, din câte știu, sunt circa 1200 de ortopezi care au preocupări deosebite în acest domeniu. Hai să spunem dintre ei, 200 hiperperformanți. Deci, în România, știu, eu ar fi nevoie de cel puțin 50% 100 de hiperperformanți oameni care să facă numai acest lucru. Problema delicată apare, însă în altă parte. Și anume, în Franța, spre exemplu, intervențiile chirurgicale sunt decontate identic la stat și la privat. Prin urmare, pacientul are acces și la un chirurg hiperperformant de la privat și la unul de la stat în aceeași măsură și cu aceleași costuri. Lucru care, din păcate, în România nu se întâmplă, pentru că intervențiile chirurgicale în privat sunt decontate în proporție de, cel puțin ale mele, în proporție de 20-25%. Și asta după mari eforturi. Din partea mea, a clinicii, încât pacienții sunt oarecum dezavantajați de prețurile, care sunt prețuri obligatorii. Un singur șurub, spre exemplu, pe care îl utilizez, costă 100 de euro. Uneori sunt obligați să pun chiar 7-8 șuruburi. Vă dați seama cât poate ajunge o intervenție. În momentul în care pacienta află că intervenția costă, știu eu, 1000-1200 de, de euro, și pune întrebarea, păi, pensia mea este de 200 de euro, de unde să-mi permit? Pare că e vorba despre pacienți în vârstă. De unde să-mi permit o asemenea sumă? E greu, mi se rupe inima, dar nu am reușit o compensare mai mare, nici eu, nici clinica. Încă suntem mulțumiți că avem o compensare relativ ok de circa 20-30% din valoarea finală a operației, care nu este deloc rău în fond. Pacientul simte că este... Este băgat în seamă de către sistem. Că nu trebuie să plătească la privat 100% din valoarea serviciilor, ci faptul că a plătit atâția ani de zile servicii de sănătate îl face să beneficieze la un anumit moment dat de un mic avantaj când se tratează în privat. În schimb, dacă se duce la stat, dacă optează pentru un serviciu dintr-un spital de stat din România, care este avantajul și dezavantajul să se opereze acolo? Avantajul este că teoretic nu plătește nimic. Însă practic în România ca și în Franța putem spune fără drept de apel că performanța se realizează la ora actuală în privat. În Franța, spre exemplu, această chirurgie antipiciorului se practică în proporții de peste 95-99% în privat. În această măsură, pacientul nu este obligat să meargă în privat, pentru că sunt unii care aleg spitalul de stat. Datorită performanței unui spital, datorită faimei unui spital, de multe ori, când eram în Franța, veneau pacienți nu pentru mine, că nu mă cunoșteau, veneau pentru faima spitalului și spuneau: Vreau să mă operez în acest spital, pentru că am avut rude, cunoștințe, prieteni foarte mulțumiți de acest, de acest serviciu. Însă, la ora actuală și în România și în Franța deja pacienții sunt direcționați de către medicii de familie sau de către uh, aspectul ăsta informații marketing, uh, tot ce înseamnă informația pe internet, sunt direcționați către un anume doctor. Ei știu că vor să se opereze la doctorul X și nu la doctorul Y, pentru că doctorul X are o performanță mai bună, o vizibilitate mai mare. Uh, pacienții sunt mulțumiți de serviciile lui. În fine, problema este delicată și ne îndreptăm către o concurență între stat și privat, inevitabil. Sunt locuri în care și la stat se, se realizează lucruri minunate. însă din păcate sistemul de stat nu permite această supra-specializare. Eu, dacă m-aș angaja într-un spital de stat, nu aș putea să fac numai chirurgia antipiceului, aș fi obligat să fac gărzi cu toată traumatologia și nu aș putea refuza un pacient care vine pentru mine cu o fractură de, știu, de, de antebraț sau de umăr pentru simplu motiv că eu sunt dedicat la chirurgia antipiciului. La stat nu poți refuza un pacient. Acest privilegiu l-ai la privat, unde te poți declara dedicat unui anume domeniu. Pe de altă parte, de multe ori ați avut parte la privat și de cazuri grele, dificile, în care a trebuit să reparați ce au stricat alții, e adevărat? Se întâmplă foarte adesea. La ora actuală, dintre pacienții pe care operez, deja peste 30-40% au fost deja operați în alte servicii de stat sau private. Și probabil că spre sfârșitul carierei, precum un mare maestru al meu din Franța, mă voi dedica exclusiv corecției cazurilor meșoate ale operațiilor precedente. Este o mare provocare pentru mine este un mare privilegiu să rezolve asemenea cazuri, sunt cazuri extrem de grave și sigur că îți ocupă coronarele, nu știi ce se va întâmpla, pierzi nopțele gândind cum va evolua pacientul. Sunt cazuri deosebite, însă satisfacția este enormă să poți repara un caz de o asemenea gravitate. Și am fiecare an de ordinul zecilor de cazuri extrem de grave.